Da, am făcut parte din echipa de coordonare, am făcut parte din echipa de monitorizare a acțiunilor principale legate de moțiune și de activitățile conexe care vor fi moțiunii, anumite manifestări pe care le vom avea în perioada imediat următoare. Care e tema moțiunii? Moțiunea se leagă de această guvernare care, din punctul nostru de vedere, produce din ce în ce mai mult rău românilor, axată în primul rând pe codul fiscal, modificarea codului fiscal, acolo unde toată această harababură fiscală naște o disfuncționalitate majoră și va produce un declin major în economie. Lucruri legate de principalii indicatori macroeconomici care deja anunță perturbarea economiei naționale. Mă refer la faptul că suntem la un schimb euro-leu, de favoarea leului istoric cel mai mare până acum, la 4,65. Vorbim de o inflație care a fost la începutul acestui an la 0,2% și a crescut de peste 13 ori. Vorbim la un deficit care se apropie de 3% și care este anunțat de către reprezentanții Păcii Naționale că se va vectoriza în primăvara acestui an către 4,1%, depășind pragul asumat. Vorbim despre un transfer al contribuțiilor de la angajator la angajat care va însemna în valoare nominală, practic, o creștere a salariului cu 2-3%, de aia am și numit-o reforma fiscală de 2 lei. Cu toate acestea vor fi salarii care vor scădea în net nominal, mă refer la în jur de 200.000 de angajați a firmelor aflate în insolvență, a căror salarizare va putea fi modificată numai în urma hotărârii instanțelor judecătorești, lucru care durează luni de zile și care se vor vedea cu salariile diminuate. Vom vorbi discutăm despre o minciună legată de mărirea salariilor și medicilor de la 1 ianuarie cu 25%, fapt care se va regăsi doar în brut, creșterea reală prin transferul contribuțiilor și de 2-3%. Vorbim de diminuarea impozitului pe venit de la 16% la 10%, care nu se va regăsi în buzunarul românilor, așa cum s-ar părea la o primă idee, prin scăderea unui impozit, ci prin transferul contribuțiilor va însemna o creștere, așa cum am spus, doar de 2-3 lei, dar în același timp va aduce o gaură majoră în buzunarul comunităților locale. Vorbim despre o diminuare cu 20% a bugetelor locale în medie, circa 2 miliarde de euro vor dispărea din buzunarul comunităților locale, bani pe care primarii, consiliile locale i-au prevăzut în anul 2018 pentru implementare de proiecte, proiecte în curs, proiecte care stau să înceapă, proiecte licitate sau aflate în stare de licitație, în fază de licitație. Oamenii deja sunt bulversați pentru că acești bani vor dispărea. Și dincolo de șocul măririi salariilor, cumulat vor însemna practic diminuarea majoră a secțiunii de dezvoltare a comunităților locale, dar și o dependență majoră a acestor comunități de autoritatea publică centrală. Practic se va crea o regulă, o procedură ca comunitățile locale să stea cu mâna întinsă la guvern, adică o dependență majoră autorității publice locale față de politicul aflat la guvernare, ceea ce va însemna o influență de asemenea pentru anumite decizii, pentru că, în primul rând, acești bani se vor distribui, așa cum s-a spus, de către guvernanți, pentru compensarea acestor fonduri care dispar din bugetele locale. Eu sunt convins că prima dată vor fi pe linie politică, iar apoi pentru a-i determina pe anumiți aleși să aibă o atitudine mult mai prietenească decât ar fi normal față de autoritatea publică centrală politică prin alocarea unor sume de bani ca să se descurce. Sunt lucruri care nouă Partidului Național Liberal ni se par foarte grave. De altfel, alături de noi în semnătarea acestei moțiuni a venit și USR și PMP.
dar și un grup de parlamentari independenți. Urmează, după depunerea acestei moțiuni, care a adunat 148 de semnături, să se stea de vorbă și cu celelalte formațiuni politice, cu excepția Partidului Social Democrat, pentru a se găsi un număr cât mai mare de parlamentari care să voteze această moțiune. O moțiune care vrea să îndepărteze, așa cum vă spuneam, un guvern care, prin măsurile pe care le ia, aduce rău și greu în viața românilor. Credem că aceste lucruri sunt făcute într-un mod neprofesionist, într-un mod care să acopere acele promisiuni făcute în campanie electorală și pe care PSD-ul vede că nu le poate acoperi. De asemenea, Comisia Europeană, foruri internaționale atrag atenția asupra unor derapaje în care România ar putea să intre, ținând cont și de faptul că România se împrumută din ce în ce mai mult și mai des, la niște dobânzi destul de mari, acest lucru influențând în mod direct și roborul, dobânda dintre bănci, care și aceasta a ajuns la un maxim istoric, de la 0,8, se apropie de 2,1%, o creștere de aproape 3 ori, ceea ce va influența în mod direct costul creditelor pe care românii le au în bănci, credite luate pentru locuințe, pentru auto, pentru nevoi personale, pentru a-și întreține copiii în facultăți, la școli. Deci un cost mult mai mare a acestor credite, care sigur va aduce o cantitate semnată în bugetul familiei, care va dispărea prin aceste măsuri negândite, neprofesioniste, populiste și care vor să arate că reforma merge mai departe, dar într-un stil efectiv smuls. Au luat la începutul acestui an o casă cu temelie puternică din cărămidă, o casă care avea inflația de 0,2%, un curs stabilizat în jur de 4,3-4,4 la euro, avea un deficit de bun simț, avea de asemenea un robor de 0,8, avea o datorie acceptabilă a României, iar în acest moment au demolat-o și se străduiesc prin proptele să facă o cocioabă de chirpici pe care să ne prezinte nouă ca pe un palat. Dar eu cred că și românii realizează, văd, urmăresc, simt că viața este din ce în ce mai scumpă și mai grea, iar minciunile aruncate către populație nu pot să mai țină ca atunci ca în campania electorală.